Colaborez foarte bine cu mediatorul școlar, ne completăm munca. Noi, ca și consilieri, nu facem muncă de teren și atunci informațiile le completăm. Din familii către voi vin de la mediator sau de la, asistentul social? De la asistentul social, de la profesorul diriginte, de la învățători, chiar de la familie. Concret, cum faci? Avem un copil, da, care are niște probleme pe care în genere le ascunde. Pentru că e teamă, pentru că nu poate vorbi întotdeauna despre ce se întâmplă acasă, din diverse motive, da? Pentru că e rușine uneori. Cum face consilierul școlar să devină confidentul acelui copil și să scoată de la el, dincolo de informațiile pe care le știe de la colegii de echipă, cât mai mult și să devină omul de încredere, astfel încât să-l facă pe acel copil să schimbe ceva în bine? Tocmai aici aș vrea să subliniez, consilierea reprezintă exact relația umană dintre mine ca și consilier și clientul, să spun, elevul sau părintele, o relație de încredere reciprocă. Încrederea se capătă în timp. Adică eu nu pot să-i promit multe lucruri, dar lucrând cu el prin povești, desene, prin toată munca, atunci el începe să se deschidă, bănuiesc. Avem foarte mulți elevi în norma noastră didactică și ne este foarte greu să comunicăm cu fiecare. Cu alte cuvinte, e un prim pas, dar simți că ar fi nevoie și de un pas înainte, da, asta, deci, în timp. Da, în timp. Uh-huh. Numărul de elevi este foarte mare, numărul de școli arondate la fel și timpul nostru este foarte comprimat cu fiecare. Da, foarte comprimat și încercăm să ne programăm și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi.